Înțelegem fundamental greșit animalul de pradă și omul de pradă, de exemplu Cezar Borgia, precum și natura, câtă vreme continuăm să căutăm ceva morbid sau chiar un infern înnăscut în fondul acestor dihani și plante tropicale, cele mai sănătoase dintre toate, așa cum au făcut până acum aproape toți moraliștii. Nu vi se pare că la moraliști există o ură împotriva pădurii virgine și a tropicelor și că omul tropical trebuie discreditat cu orice preț, prezentându-l ori ca o boală și o degenerare a omului, ori ca propriul iad și supliciu? Dar de ce? Și de ce în favoarea zonelor temperate, în favoarea oamenilor temperați, a moraliștilor, a mediocrităților? Iată o contribuție la capitolul Morala ca o formă de teamă. Toate aceste morale care se adresează individului pentru a-l face fericit, după cum se spune, nu sunt altceva decât propuneri de comportament adaptate pericolului la care se expune individul în relația lui cu sine. Rețete contra propriilor pasiuni, contra tendințelor sale bune sau rele, în măsura în care acestea ar avea voință de putere și ar dori să joace rolul stăpânului. Manifestări mai mult sau mai puțin prudente și artificiale, impregnate de mirosul stătut al vechilor leacuri și sfaturi băbești, toate sub o formă barocă și irațională, fiindcă se adresează tuturor și pentru că generalizează unde nu se cuvine să generalizeze, toate făcând afirmații necondiționate și pretinzându-se absolute, toate condimentate nu doar cu un singur grăunte de sare, ci devenind suportabile, iar câteodată chiar ispititoare, abia când sunt prea picante și încep să miroasă periculos a cealaltă lume în special. Din punct de vedere intelectual, toate acestea valorează infim și nu sunt nici pe departe știință și cu atât mai puțin înțelepciune, ci spre a repeta a doua și a treia oară, prudență, prudență și iar prudență, amestecată cu prostie, prostie și iar prostie. Fie că vorbim despre indiferența și răceala statuară recomandată și prescrisă de stoici ca mijloc de vindecare împotriva înfierbântatei nebunii a afectelor, fie despre acel nu mai râdeți sau nu mai plângeți al lui Spinoza, care preconiza cu atâta naivitate distrugerea afectelor prin analiza și vivisecția lor, fie despre moderarea afectelor până la nivelul unei inofensive mediocrități unde ele pot fi satisfăcute. Aristotelismul moralei, fie despre morala însăși, înțeleasă ca o delectare a afectelor atenuate și spiritualizate în mod intenționat cu ajutorul simbolisticii artei, eventual sub forma muzicii, sau prin intermediul iubirii de Dumnezeu și al iubirii de oameni de dragul Domnului. Căci în religie pasiunile își recapătă dreptul de cetățenie, presupunând că, fie, în sfârșit, chiar despre o abandonare conciliantă și ghidușă în voia afectelor, așa cum ne-au învățat Havez și Goethe despre o curioasă lăsare din mâna frâielor, acea licentia morum, permisivitatea moravurilor, fizică și spirituală, aplicabilă la o adică doar unor bătrâni înțelepți, bețivani și ciudați, care nu mai constituie un pericol. Iată încă o contribuție la capitolul Morala ca o formă de teamă. Dacă ești un pasionat de cărți audio și dorești să asculți cele mai bune și interesante cărți ale marilor scriitori ai literaturii universale, atunci canalul meu de YouTube este exact ceea ce cauți. Pe universul cărților audio găsiți o colecție impresionantă de lecturi filozofice, audiobook-uri și poezii. Dacă ești un iubitor al cărților clasice și dorești să faci parte din comunitatea acestui canal, te invit să te abonezi și să apeși clopoțelul de notificare pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente episoade. Dacă ai prieteni care ar putea fi interesați de aceste cărți audio, nu ezita să distribui videoclipurile care ți-au plăcut. Iar dacă ai un blog sau un cont de social media, poți împărtăși link-uri către videoclipurile canalului.
Dacă doriți să susțineți acest canal, vă invit să lăsați comentarii și feedback în secțiunea de comentarii de sub videoclipuri și să faceți o donație apăsând pe linkurile din descriere. Să ne unim forțele și să împărtășim bucuria de a asculta cărți audio cu toată lumea! Dat fiind faptul că în orice epocă, de când există umanitatea, au existat și turme de oameni, grupări familiale, comunități, seminții, popoare, state, biserici, și că întotdeauna au fost foarte mulți supuși în comparație cu numărul mic de condamnați, având în vedere așadar că obediența a fost lucrul pe care oamenii l-au exersat și l-au cultivat cel mai bine și pentru cea mai îndelungată perioadă de timp până acum, putem presupune pe drept cuvânt că, în general vorbind, fiecare se naște azi cu nevoia de a da ascultare, o nevoie ce se manifestă ca un fel de conștiință morală formală, care ordonă. Se cade să faci neapărat ceva și să renunți necondiționat la altceva. Pe scurt, se cade. Omul caută să satisfacă această nevoie și să-i umple forma cu un conținut. În funcție de forță, nerăbdarea și încordarea cu care acționează, atunci intervine această nevoie, fără să facă prea multe nazuri și dând dovadă mai degrabă de o poftă grobiană, și acceptă numai ceea ce i-a spus la ureche un comandant oarecare, părinții, profesorii, legile, prejudecățile de rang social, opinia publică. Îngrădirea ciudată a evoluției umane, caracterul ei ezitant și lent, adesea regresiv și circular, se bazează pe faptul că instinctul gregar al obedienței se transmite cel mai bine pe cale ereditară, în detrimentul artei de a comanda. În momentul în care ne vom imagina că acest instinct ajunge la ultimele lui excese, vom constata că până la urmă lipsesc tocmai persoanele care comandă și sunt independente, sau că ele suferă profund din pricina conștiinței vinovate și simt nevoia să-și facă mai întâi niște iluzii pentru a putea da ordine, de parcă nici ele n-ar face altceva decât să fie obediente. Această situație există realmente în Europa zilelor noastre. Eu o numesc fățărnicia morală a comandanților. Ei nu știu să se ferească de conștiința lor vinovată altfel decât jucând rolul de executanți ai unor ordine superioare mai vechi, venite din partea strămoșilor, a Constituției, a dreptății, a legilor, ori din partea lui Dumnezeu însuși, sau chiar împrumutând de la o mentalitate gregară maximele turmei. De exemplu, în calitate de prim slujitor ai poporului lor sau de instrument ale binelui public. Pe de altă parte, omul gregar din Europa contemporană pretinde că ar fi singura specie umană permisă și își ridică în slăvi calitățile grație cărora este docil, conciliant și util turmei, de parcă ele ar fi adevăratele virtuți umane, adică spiritul colectiv, bunăvoința, deferența, hărnicia, cumpătatea, modestia, indulgența și compasiunea. Dar pentru cazurile în care credem că nu este posibil să renunțăm la șefi și la berbecii conducători, se fac astăzi încercări după încercări de înlocuire a comandanților, adunând la oaltă oameni gregari inteligenți. Așa se nasc, de exemplu, toate constituțiile reprezentative. Cu toate acestea, ce binefacere, ce eliberare de o presiune care devenise insuportabilă, reprezintă pentru acești europeni gregari apariția unui comandant absolut. Ultima dovadă semnificativă în acest sens o constituie efectul produs de apariția lui Napoleon. Istoria influenței lui Napoleon coincide aproape cu istoria fericirii superioare la care a ajuns tot secolul nostru prin oamenii și momentele lui cele mai valoroase. Omul unei epoci de disoluție, care amestecă rasele între ele, acel om ce poartă în trupul său moștenirea unor obârși diverse, adică impulsuri și criterii de valoare contradictorii și adesea nici măcar atât, care se combată reciproc și rareori își dau pace.
un asemenea om al culturilor târzii și al luminilor răsfrânte va fi în general un om mai slab. Dorința lui fundamentală este să se sfârșească odată războiul reprezentat de el însuși. La unison cu un tratament calmant și cu o mentalitate liniștitoare, de pildă epicuriană sau creștină, fericirea constă pentru el mai cu seamă în repaus, netulburare și sațietate, într-o unitate finală ca un sabat al sabaturilor, pentru a vorbi ca sfântul retor Augustin, care era el însuși un astfel de om. Dacă însă contradicția și războiul au asupra unui asemenea caracter efectul de a spori farmecul existenței și de a-i trezi pofta de viață, și dacă pe de altă parte adevărata măiestrie și subtilitate de a duce un război cu sine, așadar autocontrolul și autoamăgirea, se adaugă prin ereditate sau prin educație la impulsurile lui puternice și ireconciliabile, atunci se nasc niște oameni încântători, incomprehensibili și inimaginabili, acei enigmatici predestinați să învingă și să se ducă, a căror cea mai frumoasă expresie o reprezintă Alcibiade și Cezar, alături de care l-aș pune pe Friedrich al II-lea de Hohenstaufen, primul european după gustul meu, iar dintre artiști eventual Leonardo da Vinci. Ei apar exact în aceleași perioade când iese în evidență tipul mai slab, cu dorința lui de liniște. Ambele tipuri se complementează reciproc și și-au originea în aceleași cauze. Câtă vreme utilitatea care domină evaluările morale este doar utilitatea gregară, câtă vreme e avută în vedere numai conservarea comunității, iar elementele imorale sunt căutate direct și exclusiv în ceea ce pare să fie periculos pentru trăinicia comunității, încă nu poate exista o morală a iubirii pentru aproapele. Admițând că și atunci se practică deja în mod constant și în doze mici, deferența, compasiunea, echitatea, blândețea și reciprocitatea în acordarea ajutorului, admițând că și în respectivul stadiu al societății sunt deja active toate acele impulsuri cărora li se dă ulterior onorantul nume de virtuți și care până la urmă coincid aproape complet cu conceptul de moralitate, în acea perioadă ele nu și-au locul în domeniul evaluărilor morale, ci se situează încă în afara moralei. În cea mai înfloritoare epocă romană, de pildă, un act de compasiune nu este numit nici bun, nici rău, nici moral, nici imoral. Și chiar dacă actul respectiv este lăudat, elogiul e încă perfect compatibil cu un fel de dispreț indignat și anume de îndată ce el este comparat cu o acțiune oarecare ce favorizează obștea și slujește republica. În definitiv, iubirea pentru aproapele este întotdeauna ceva secundar, în parte convențional și aparent arbitrar în comparație cu teama de aproapele. După ce structura societății în ansamblu s-a fixat și pare pusă la adăpost de primejdile externe, teama de aproapele deschide noi perspective evaluărilor morale. Anumite impulsuri puternice și periculoase, precum spiritul întreprinzător, îndrăzneala nebună, setea de răzbunare, prefăcătoria, rapacitatea, dorința de a domina, care până în prezent câte vreme s-au dovedit utile colectivității, au fost nu doar respectate, firește sub alte nume decât cele date aici, ci au fost dezvoltate și cultivate în mod necesar, pentru că oamenii au avut necontenit nevoie de ele în fața dușmanilor comuni când primejdii amenința obștea. Sunt resimțite de acum înainte ca fiind de două ori mai periculoase, acum când le lipsesc căile de evacuare. Treptat, ele sunt stigmatizate drept imorale și sunt lăsate pradă calomniilor. Acum impulsurile și înclinațiile contradictorii ajung să fie respectate ca morale. Instinctul gregar trage pas cu pas concluziile. Cât de mare sau cât de mic este pericolul pe care le reprezintă pentru colectivitate și pentru sentimentul egalității, o părere, o stare de spirit, un afect, o voință, un talent. Iată perspectiva morală actuală. Teama constituie și aici mama moralei.
când impulsurile cele mai elevate și mai puternice izbucnesc pătimași și îl împing pe individ mult mai sus, dincolo de medie și de nivelul inferior al conștiinței gregare, comunitatea își pierde sentimentul propriei demnități, iar încrederea în sine, coloana ei vertebrală, ca să spunem așa, se frânge. Prin urmare, lumea va stigmatiza și va calomnia cu precădere tocmai aceste impulsuri. Spiritualitatea înaltă și independentă, voința de solitudine, rațiunea superioară sunt percepute deja drept pericole. De acum încolo, tot ceea ce îl ridică pe individ deasupra turmei și îl înfricoșează pe aproapele se numește rău. Atitudinea echitabilă, modestă, docilă și egalitaristă, mediocritatea poftelor ajung să fie numite morale și să fie respectate ca atare. În fine, în circumstanțe foarte pașnice, ne lipsesc tot mai mult ocazia și obligația de a ne educa sentimentele cu strictețe și asprime. Iar acum orice rigoare, chiar și injustiție, începe să deranjeze conștiințele. Un spirit aristocratic înalt și sever și responsabilitatea față de sine devin aproape jignitoare și trezesc neîncrederea. Mielul și cu atât mai mult oaia câștigă respect. Există în istoria societății un moment de fragilitate și efeminare maladivă când ea însăși se situează într-o manieră serioasă și onestă de partea răufăcătorului care îi aduce prejudicii. Pedepsele îi se par cumva nedrepte societății. Sigur este că ideea pedepsei și datoria de a pedepsi o îndurerează și o sperie. Nu e suficient să-l neutralizați pe criminal? De ce să-l mai și pedepsiți? Însuși faptul de a pedepsi este îngrozitor. Cu această întrebare, morala turmei, morala fricii, trage ultima ei concluzie. Dacă presupunem că ar fi posibil să înlăturăm cu adevărat pericolul, temeiul fricii, atunci am abrogat și această morală. Ea n-ar mai fi necesară, s-ar socoti inutilă ea însăși. Cine examinează conștiința europeanului contemporan, va trebui să extragă mereu același imperativ din mii de pliuri și ascunzișuri morale, imperativul fricii gregare. Vrem ca la un moment dat să nu mai existe motiv de teamă. La un moment dat, voința și calea către acea clipă se cheamă astăzi, peste tot în Europa, progres. Să ne grăbim să mai spunem odată ceea ce am mai spus deja de 100 de ori, căci urechile sunt azi refractare la asemenea adevăruri, la adevărurile noastre. Știm deja îndeajuns cât de ofensator sună când cineva îl include pe om în genere printre animale în mod deschis, fără a recurge la alegorii. Dar ni se va imputa aproape ca o vină faptul că tocmai în legătura cu oamenii ideilor moderne utilizăm constant termeni precum turmă, instincte gregare și așa mai departe. Ce folos? Nu putem proceda altfel, căci tocmai în asta constă noul nostru punct de vedere. Am constatat că Europa, adăugând aici și țările în care influența europeană este dominantă, a devenit unanimă în privința tuturor judecăților morale fundamentale. În Europa se știe în mod evident ceea ce zicea Socrate că nu știe și ceea ce promitea cândva să ne învețe bătrânul șarpe faimos. Astăzi știm ce este bine și ce e rău. Deci trebuie să sune dur și neplăcut în urechi, ori de câte ori tot insistăm asupra acestui lucru. Aici, cel care crede că știe, este instinctul animalului gregar numit om. El se autoglorifică în acest caz, lăudându-se și mustrându-se. El se declară bun. Acest instinct a răzbit și se impune tot mai mult, a devenit preponderent și domină celelalte instincte, în virtutea unei apropieri și asemănări fiziologice din ce în ce mai mari, al căror simptom este reprezentat de el însuși. Morala europeană de azi este morala animalelor gregare.
Deci, după cum înțelegem noi lucrurile, ea constituie un singur tip de morală umană, alături de care, înaintea căreia și după care, sunt sau ar trebui să fie posibile multe alte morale. În primul rând, unele superioare. Însă această morală se opune cu toată energia unei asemenea posibilități și acestui ar trebui. Ea susține cu încăpățânare și neînduplecat. Eu sunt morala însăși și nimic altceva nu e morală. Ba chiar cu ajutorul unei religii ce le-a făcut pe plac sublimelor pofte ale animalelor gregare, lingușindu-le, s-a ajuns până acolo încât găsim noi înșine o expresie tot mai vizibilă a acestei morale în instituțiile politice și sociale. Mișcarea democratică o moștenește pe cea creștină. Dar faptul că ritmul ei este încă prea lent și adormit pentru oamenii mai nerăbdători, pentru bolnavii dependenți de instinctul turmei, este probat de urletul din ce în ce mai furios, de rânjetul tot mai nedisimulat al anarhiștilor care vagabondează acum ca niște câini pe străzile culturii europene. Însă aparent în opoziție cu democrații ce trudesc pașnic și cu ideologii revoluției, dar și mai mult cu filozofaștri neghiobi și exaltați idei de fraternitate, visători care își spun socialiști și vor o societate liberă, în realitate ei sunt uniți cu toții în ostilitatea radicală și instinctivă împotriva oricărei alte forme sociale în afara celei de turmă autonomă, care ajunge să respingă chiar noțiunile de stăpân și slugă. Uniți într-o tenace rezistență contra oricărei revendicări speciale, contra oricărui drept aparte sau privilegiu, ceea ce înseamnă în ultimă instanță contra oricărui drept, căci dacă toți sunt egali, atunci nimeni nu mai are nevoie de drepturi. Uniți însă în egală măsură în religia milei, în compasiunea pentru tot ceea ce simte, trăiește și suferă, coborând până la animal și urcând până la Dumnezeu. Aberația milei pentru Dumnezeu își găsește locul într-o epocă democratică. Uniți cu toții în strigătul și nerăbdarea compătimirii, în ura de moarte față de suferință în genere, în incapacitatea aproape feminină de a asista la o scenă de suferință și de a o provoca. Uniți într-o involuntară întunecare și efeminare, sub a căror vrajă Europa pare să fie amenințată de un nou budism. Uniți în credința într-o morală a compasiunii universale, ca și cum ea ar constitui morala în sine. Culmea, înălțimea la care a ajuns ființa umană, unica speranță viitoare, consolarea oamenilor de azi, marea achitare de orice vină din trecut. Uniți cu toții în credința într-o comunitate izbăvitoare, uniți în credința în turmă, așadar, în ei înșiși. Vrei să-ți extinzi orizonturile și să explorezi o lume a cunoștințelor? Bun venit pe universul cărților audio, sursa ta pentru cărți audio, lecturi filozofice, poezii și multe altele. Bucură-te de o experiență audio unică în timp ce faci naveta, faci exerciții sau te relaxezi acasă. Abonează-te acum la canalul meu și obține acces la biblioteca mea de cărți audio. Să începem împreună călătoria noastră în profunzimile culturii universale. Dacă îți plac lecturile mele, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și să lași un comentariu.